tabletă, alții s-ar bucura cel puțin să le poată vedea măcar. Comunicarea este una dintre cele mai importante căi prin care persoanele nevăzătoare percep lumea din jur. Iată de ce un grup de orbi din raionul Ialoveni a început să studieze calculatorul. Încerc să-mi imaginez cum este să trăiești într-o lume lipsită de culoare și îmi dau seama că singura cale spre lumină este comunicarea. Ne place să stăm cu orele pe rețelele de socializare și să comentăm fiecare poză, ținută sau stare. O banalitate pentru noi, dar o minune pentru oamenii care zi de zi văd totul doar în umbre. Necesitatea este ca și la orice persoană văzătoare. Spiritual, intelectual, noi avem aceleași necesități. Avem aceleași capacități de a însuși. Aș vrea să avem nevoie la calculator ca să am fetiță mică de 4 anișori și aș vrea ca să o ajut. La calculator îmi place muzica. M-am învățat o leac scaut câte un cântic. Mai multe persoane nevăzătoare din Ialoveni au făcut primul pas în comunicarea virtuală, datorită unui soft special și unui curs de instruire de 2 săptămâni în biblioteca din localitate, calculatorul va deveni o punte de legătură între ei și cei aflați la sute de kilometri distanță. Și noi câștigăm un utilizator nou, prieteni noi ai bibliotecii și suntem mereu deschiși pentru comunicare. El absolut tot ce comandă facem, ceea ce e pe monitor, el absolut tot sonorizează cu voce sintetică. Valentina are 66 de ani, a fost toată viața dactilograf, de aceea tastatura nu e o noutate pentru ea. Vederea și-a pierdut-o pe parcurs, iar acum își trăiește zilele în beznă. Dar este greu. Nu s-o buză, ca să spun, am copii, am 4 fii și un fișor. Nu s-o buză pentru dânșă. Dar totuși eu mă simt că le-i greu și lor cu mine. Și Maria s-a trezit dintr-o dată în întuneric, iar acum comunicarea cu rudele aflată peste hotare i-ar colora foarte mult viața. Am activat în calitate de profesoară 18 ani și după 18 ani s-a întâmplat o tragedie care a făcut ca vederea să mă părăsească. Și de acum am 13 ani de când sunt fără vedere. Sunt exact ca noi, iar de astăzi vor fi și mai aproape. Scrieți-le oricând pe Facebook, e-mail sau Skype, pentru că acolo îi veți găsi în timpul lor liber, dinamici și dornici de vorbă.